s-au făcut diferite încercări de a mă convinge să trec în Partidul Democrat. Sunt o persoană care am o verticalitate și pentru mine asta este mult mai important și atunci când văd niște lucruri care nu-mi plac, nu pot să le accept. Nu pot doar să le accept și nu pot să merg într-un partid doar pentru beneficii financiare. Chestia asta oricum se răsfrânge asupra, să zic asupra mea, nu, dar asupra localității într-o măsură oarecare, deoarece vedem, dacă să luați o analiză a ceea ce a alocat Consiliul Raional în anul 2018 pentru Ștefănești, nu s-a alocat un leu. Curaj, răbdare, putere, sinceritate, astea sunt, de fapt, cele mai importante calități. Să fie un bun negociator, să poată negocia și un bun mediator. De multe ori, fiindcă, credeți-mă, de multe ori se întâmplă cazuri când ajungi în mijlocul conflictului și trebuie cumva să mediezi acest conflict. Locuitorii au foarte multe așteptări, dar atunci când îi chem și când le spui, uitați-vă, oameni buni, noi avem bugetul de 3 milioane, spre exemplu. Un milion se alocă, un milion și ceva este transferul cu destinație specială care le cheltuim doar în direcția grădiniții. Atâta este, atâta sunt impozitele, atâta sunt veniturile proprii. Uite ce putem face. Dacă îi informezi la timp și ai tot timpul o transparență în ceea ce faci și le explici, oamenii te înțeleg. Nu este cel mai important investiție, că poți aduce investiții foarte mari. Asta care a fost lecția pe care am învățat-o eu. Cel mai important este cetățeanul. Cetățeanul dorește că atunci când el vine să găsească pe cineva care să-l asculte, să-l ajute în măsura posibilității, să țină cont de părerile lui, să se simtă important. Și doar atunci. Și clar că trebuie să fie și investițiile necesare să se dezvolte comunitatea, dar în primul rând trebuie să fie cetățeanul și după asta investițiile. Am făcut un sondaj cu Undeaiu ca să vedem care sunt cele mai importante probleme și care oamenii, adică, consideră că noi putem să vedem o problemă, iar cetățenii să vadă altă problemă. Și primele probleme au fost drumurile și podurile din localitate. La ziua de astăzi am reușit să reparăm, să renovăm toate podurile din localitate, 4 poduri care le-am avut s-au renovat 100%. La capitolul drumuri am reușit împreună cu, am făcut un acord de colaborare cu Primăria Voluntiri, cu Primăria Ștefan Vodă, cu Primăria Copceac și susținuți într-o oarecare măsură de Consiliul Raional, am făcut un proiect tehnic pe renovarea drumului Ștefan Vodă, Ștefănești, Voluntiri. Dar suma este destul de impunătoare, se cere 100 de milioane, peste 100 de milioane pentru repararea acestui drum în totalmente cu toate cerințele. Este important ca femeile să se implice în politică, fiindcă de multe ori femeile înțeleg problemele altfel. Bărbații de multe ori sunt mai superficiali, dar femeile înțeleg sensul problemei. Poate pun mai mult suflet în ceea ce fac ele. Pun mai multă dragoste, pun mai multă responsabilitate decât bărbații. Și atâta timp cât bărbații o să susțină femeile, ele o să se implice în politică. Dar dacă bărbații nu o să susțină soțiile, atunci cât de multă dorință n-ar fi, probabil, puține șanse că reușește. Eu am avut mare noroc ca soțul să mă susțină în toate și poate și de asta și am început. Când am întrebat ce să fac, să candidez la funcția de primar și zic că tu vrei să candidezi? Îți place ceea ce faci, atunci fă, că ai să reușești, că știu că ai putere și poți să faci. Implicarea mea în politică a început în 2008. Maica mea, fiind toată viața secretară în primărie, s-a îmbolnăvit de o boală incurabilă și atunci ea decedase. Și ceea ce mi-am dorit eu, ca să rămân acasă, să rămân lângă taică meu, ca să nu avem altă pierdere. Taică meu suferea foarte mult și atunci, având toate studiile necesare, asistență socială și masteratul în administrare publică, am luat locul lui maică mea ca secretar la primăria Ștefănești. După care a fost o situație când primara, ex-primara, doamna Ana Delva, a fost arestată pentru acte de corupție. Și atunci consilierii m-au numit pe mine temporar primar interimar și deja conform deciziei hotărârii judecătorești s-a anunțat alte alegeri în Ștefănești și atunci eu am candidat ca
primar. Și am pierdut alegerile cu 30 de voturi, după care am venit după 4 ani în forțe și am candidat ca deja să câștig din primul tur. Noi în fiecare an încercăm să investim mai mult în copii. Până acum nu s-a mai practicat. Noi la fiecare sfârșit de an școlar alocăm câte 10.000 pentru elevii care sunt cei mai. Că ei știu, care iau locul, primul loc ia planșeta, care ia locul 2 și 3 ia telefon mobil. Adică ei trebuie să muncească ca să primească lucrurile astea. Și toate acestea le facem pentru ce? Fiindcă eu sunt conștientă că viitorul acestei comunități stă doar în copii. Și atâta timp cât o să schimbăm mentalitatea copiilor și o să încercăm să educăm corect, ca ei să facă lucru voluntar, să dezvolte comunitatea, să păstreze ceea ce ei fac, atunci, dacă nu acum, peste 5, peste 10 ani, o să avem o comunitate pe care ne-o dorim noi.